omul nu este reductibil la corpul lui. Omul este, de fapt, un corp îmbrăcat de suflet. Eu când interacționez cu dumneavoastră, de fapt, eu am în contact sufletul. Deci nu-l sufletul, vedeți. Sufletul nu e înăuntru. E înăuntru, dar și vă îmbracă. Ce frumos! Suntem îmbrăcați în suflet. Noi interacționăm prin suflet. Asta explică prietenia, iubirea, dușmănia, toate chestiile astea. Noi până să interacționăm piele cu piele, noi interacționăm suflet cu suflet. Nimeni nu te întreabă când te duci la doctor cum e cu sufletul dumitale. Nu, el e tratat cu Xanax. Există o cultură a sălii. Lumea se duce la sală, nu știu ce. Foarte bine. De ce se duce la sală? Păi, pentru că are această convingere că mișcarea întreține corpul. Ceea ce e perfect adevărat. Dar la întrebarea cum îți întreții sufletul, care e răspunsul? Noi am devenit maturi în privința corpului, îmi vine să spun, dar am rămas imaturi în privința sufletului. Și asta este o trăsătură a omului recent. Și cum putem să ne întoarcem la suflet? Păi, ca bețivii, mai întâi înțelegem că suntem bețivi. Odată am fost la duhovnic și i-am spus, am făcut un mare păcat. Și am spus. Și el mi-a zis, asta nu e un păcat, asta e o măgărie. Părinții sunt experiența fundamentală a paradisului terestru. Ei sunt primul nostru acasă. Eu am ajuns la înțelegerea asta, că lumea se ține pentru că oamenii sunt buni. Dacă toți am fi răi, ea nu s-ar ține, să știți. Credeți că binele e majoritar? Da, clar. Răutatea este excepția. Lidl susține conversațiile fain și simplu. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Podcastul pe care urmează să-l asculți astăzi l-aș numi materie obligatorie. Dar cum nimic nu trebuie să fie obligatoriu, mă rezum să-l descriu ca fiind un episod splendoare. La câteva zile, după dialogul de la Fain și Simplu la Ateneu, Horia Roman Patapievici m-a sunat și mi-a mulțumit. A spus că dacă ar fi să rămână o singură înregistrare care să cuprindă ideile sale despre om și despre viață, ar vrea să rămână în urma dumnealui această conferință. M-am simțit copleșit și personal îmi va fi greu să mai ajung vreodată să fac un interviu care să cuprindă viața și mai ales partea ei nevăzută într-o asemenea splendoare, cum a cuprins-o domnul Patapievici în conferința pe care o să o asculți acum de la Ateneu Român. Și de fapt, partea nevăzută a vieții este cea care ne decide viața. Sunt impresionat de fiecare dată când mă așez la discuție cu Horia Roman Patapievici, de fiecare dată când îl ascult, simt că se deschide o ușă spre o lume minunată a cunoașterii. Al asculta pe domnul Patapievici îți dă acel prea plin pe care îl simți când descoperi o carte pe care nu poți să o mai lași din mână. Și cum viața din zilele noastre ne permite prea rar momente intime cu paginile cărților, cred că rutina lecturii nu ar trebui să dispară. Eu v-am spus că am reușit să-mi păstrez această rutină cu ajutorul aplicației Voxa. Dacă vei descărca Voxa, îți va schimba relația personală cu cărțile. Vei putea asculta oricând și oriunde ce carte vrei tu. Cu un abonament nelimitat ai acces la întreg catalogul de peste 70.000 de cărți. Poate nu reușești să citești fizic o jumătate de oră pe zi, dar cu Voxa nu trece o zi fără 30 de minute de rutina cărții. Îți las link în descriere pentru a descărca Voxa direct pe telefonul tău și îți mai las un link direct și către cartea pe care mi-am propus să o termin în luna decembrie. Se numește Prizonierii Geografiei, e scrisă de Tim Marshall, un jurnalist corespondent de politică externă la Sky News, care a transmis din peste 30 de țări și 6 zone de război. Din cartea asta, Prizonierii Geografiei, vei învăța să privești altfel hărțile lumii și vei înțelege de ce lumea de astăzi trăiește în relații internaționale atât de încordate și de ce liderii națiunilor, și nu doar ei, sunt constrânși de geografie. E doar una dintre propunerile mele de audiobook-uri din aplicația Voxa, dar o să-ți las link în descriere și către cărțile audio ale invitatului meu de astăzi. Găsești cărțile domnului Patapievici pe Voxa, narate chiar de dumnealui. Iar acum te invit să ții un timp prețios pentru tine și doar pentru tine și să-l asculți pe acest om splendoare. Horia Roman Patapievici, la Fain și Simplu. Bună seara din nou!
Și despre frumos și arta de a trăi frumos o să vorbim și în conversația pe care vă ofer în a doua sesiune a întâlnirii din această toamnă de la Ateneu. Întâlnirea cu acest om pe mine m-a transformat, de-aia i-am și dat titlul podcastului, probabil cel mai frumos podcast pe care l-ai ascultat vreodată, pentru că eu la Fain și Simplu iau lucrurile foarte personal și dacă pentru mine personal această conversație a fost cel mai frumos podcast făcut vreodată, așa i-am pus și titlul. Și un lucru despre care vorbesc de foarte multe ori după întâlnirea cu acest om, este faptul că dincolo de traiul nostru orizontal, de nevoia noastră de a ne fi bine pe pământ, omul are nevoia asta de a se înălța, de idealuri. Chiar și acum fredonam, înainte de a intra în scena Ateneului, fredonam cântecul pe care mi l-a amintit în podcast. Apropo de nevoia omului de ideal, de a se înălța, de a se ridica. Lift Me Up de la Moby este unul dintre cântecele lui preferate. Doamnelor și domnilor, mă bucur să reiau conversația astăzi la Fain și Simplu cu domnul Horia Roman Patapievici. Mulțumesc foarte mult! Bună seara și vă mulțumesc mult de tot! Bună seara și dumneavoastră! Știu că ați avut așa foarte multe semne de întrebare înainte de a veni aici, dar cum stau oamenii 6 ore la o conferință? Nu știu dacă să vă fericesc sau să vă compătimesc. Sunteți în grația de a asculta? Ce să ziceți? Domnule Horia Roman Patapievici, o să vorbim despre arta, nu știu dacă e o artă, de a trăi fain și simplu, de a trăi frumos. Și aș fi vrut să vă întreb în deschiderea discuției dacă omul recent, așa cum îl definează dumneavoastră, poate fi și frumos. E, poate. Da, bun. Nu știu dacă știți ce e omul recent. E peste tot. Domnul Morar, cum să răspund la această întrebare dificilă, foarte dificilă? Trebuie să lămuresc ce este omul recent și care e poziția mea față de el. Atunci ar trebui să vă compătimesc, nu să vă fericesc că sunteți aici, deci n-am să fac asta. Dacă el poate fi frumos, am să fandez în felul ăsta. Nu toate popoarele, nu același popor este același mereu. Nu toate societățile și nu aceeași societate este la fel mereu. Tipul de om are un soi de universalitate. Când zic tip de om, mă gândesc tipul de om grec. Și imediat te gândești, nu la grecii de acum, ci la grecii de odinioară, antichitatea. Dacă spui tipul roman, imediat te gândești la ceva, pentru că sunt asocieri care vin prin educație și prin mai mult decât educație, prin acel tip de educație care este făcută de valorile care plutesc într-o societate, în societatea în care ai crescut. Prin urmare, mă aștept ca oricine din această sală să aibă o idee, chiar dacă nu o poate exprima limpede, de tipul zi care sunt trăsăturile omului roman. Atunci te blochezi, e la cale extemporal. Nu. Dar oricine are o idee când aude omul roman și se naște o reprezentare
are o reprezentare, astfel încât această expresie are miez, are trup, are, îmi vine să spun, mireasmă. Deci o poți mirosi. Când spui omul grec, iarăși se mobilizează toate cunoștințele pe care le ai și care vin din moduri în toate felurile și ai o reprezentare. Când spui omul medieval, e limpede că ai o reprezentare. Nu pretind că aceeași reprezentare ar avea un chinez, adică un membru al unei societăți chineze de astăzi, pentru că nu e tradiția lui. Dar fiind tradiția noastră, noi avem reprezentări. Și întrebarea pe care și-o pune, nu știu, istoricul, filozoful, este următoarea. Acest tip de om, în ce raport se află cu noi? Și răspunsul imediat este într-un raport dublu. E într-un raport de identitate și un raport de diferență. E un raport de identitate pentru că îl simțim imediat. Face parte din nemijlocirea noastră. Omul roman, omul grec, omul medieval. Pot să-i spun omul creștin. Acel tip de creștinătate care a fost ilustrată în mod extraordinar de ceea ce greșit numim Evul Mediu, pentru că nu era o perioadă înghesuită între alte două perioade, ci a fost civilizația creștinismului latin, ceva extraordinar. Și asta vedem că atunci când mergem în Occident să vizităm ceva, nu vizităm metroul, vizităm catedralele, adică roadele acestui om medieval. E un raport de identitate, deci avem un soi de nemijlocire care explică de ce avem imediat o reprezentare, dar și una de diferență. Pentru că limpede că nu suntem ca ei. Ei bine, ce am remarcat atunci când am scris omul recent este că tipul modern, pe care Gianni Vattimo l-a definit ca fiind omul pentru care faptul de a fi modern, adică de acum, este în sine o valoare, ceea ce e o definiție circulară, dar interesantă, noi valorizăm faptul de a fi de acum. Deci ce am descoperit este că în interiorul omului modern, acestui om care valorizează prezentul și care se definește prin faptul nu, cum făcea omul medieval. El zicea, sunt creștin. El se definea printr-o trăsătură care nu avea nicio legătură cu temporalitatea, alta decât faptul că Hristos s-a întrupat cândva. Dar noi nu dăm un conținut faptului de a fi acum. Ci spunem atât, suntem de acum, pentru că asta înseamnă modernus. Modernus înseamnă noi suntem de acum. Știți care au fost primii care și-au spus noi suntem de acum? Medievalii. Ei spuneau nos moderni, noi moderni. Noi suntem continuatorii medievalilor pentru că, în tocmai precum ei, ne definim ca moderni. Dar ce am văzut? Deci, asta, răspunsul pe care mi-l dau, îmi slujește fandării pe care o fac, că a fi modern nu pune un conținut, cum pune pentru medieval, creștinismul, ci o posibilitate de conținut. Adică simplul fapt de a fi de acum. Un timp, modernii au dat un conținut faptului de a fi acum care avea o legătură puternică cu tradiția. De-aia am început cu omul roman și cu omul grec. Adică omul grec, omul roman și cu omul medieval, indiferent de poziția pur retorică a celui care spunea sunt modern, pentru că putea să fandeze, cum fac eu acum, putea să braveze sau putea pur și simplu să îmbrățișeze o conștiință de sine care era a rupturii și spunea eu sunt mai grozav decât toți. Ce a fost până acum? Nu. Și mulți moderni au făcut asta în secolul XVII. Dar în toți trăia foarte puternic această tradiție. Astfel încât faptul de a fi acum, chiar atunci când prin conștiință de sine era definit ca ruptură, el asuma o continuitate puternică. Și cândva, faptul de a te hrăni cu ceea ce era înaintea ta s-a subțiat. A rămas definiția
modernului ca cel care este acum. Și una dintre marile inovații ale modernilor este că ei au inventat tehnica de a inventa noul. Sună straniu, dar modernii au descoperit o metodă prin care ei pot inventa lucruri noi. Dovadă că noi suntem înconjurați de lucruri noi. Aici, vechi, în sensul de naturali, nu sunt decât noi. Făpturile, oamenii. În rest, absolut totul e inventat de noi. Noi trăim într-un mediu absolut nenatural, artificial, dar mai mult decât atât, este completamente inventat de noi. Ei bine, tradiția s-a subțiat și înăuntru acestui pahar gol, care este simpla conștiință a lui sunt de acum, a început să nu mai fie nimic. Ceva, și trebuie să se umple cu ceva. Și cu ce se umplă? Se umplă cu ce e la îndemână, cu ce este imediat, cu ce este în preajma mea, și pentru că eu nu sunt un simplu pahar, ci sunt un pahar cu dorințe, cu proiecții, cu aspirații și cu puterea de a simți, umplu acest lucru cu senzații. Spuneați chiar dumneavoastră că a face din viața ta un shopping continuu e o trăsătură a omului recent, modern. Da. Deci omul recent poate fi definit în multe feluri. Unele sunt antipatice, dar trebuie declarat următorul lucru. Eu când fac o analiză a omului recent, o fac ca unul care sunt de aici. Adică sunt în faptul de a fi recent. Să ne înțelegem bine, nimeni nu poate sări peste umbra lui. Ca atare, nici eu. Și eu vorbesc din perspectiva unui recent, dar sunt un recent care cârcotesc. Un om recent care e cumva nemulțumit de reducerea asta a omului la a fi doar corp. Clar. E clar. Deci sunt multe distracții, multe senzații cu care am umplut paharul ăsta gol și am împuținat sufletul. Sufletul în epoca noastră, știți unde mai e de găsit? În numele câtorva discipline. Psihologie, psihiatrie, e cuvântul grecesc psyche, un feminin, care însemna suflet. Noi nu mai vorbim de suflet separat de aceste rămășițe. În cuvintele savante ale câtorva discipline. Nimeni nu te întreabă când te duci la doctor cum e cu sufletul dumitale. Nu, ci îți tratează sufletul ca ceva care răspunde, dar nu se pune problema lui, să ne înțelegem bine. Nimeni nu te întreabă de suflet. El e tratat cu Xanax. Adică, și asta e o reducție. Faptul că râdeți arată enormitatea faptului. Dar când vorbești cu prietenul tău sau cu prietena ta și îi spui, drume, am probleme sufletești, folosești acest termen. Dacă te duci la doctor, spui că eventual că ai probleme sufletești, după care urmează un dialog. Și rezultatul este că ești tratat cu Xanax. Sigur, șarjez, dar ce vreau să spun este că e o reducție extraordinară. Iar când altă modalitate este să folosesc tehnici de liniștire, tehnici de meditație. Toate astea au o mare tradiție în cultura noastră, o mare tradiție. De exemplu, tehnicile de liniștire se numeau în tradiția creștină isihie, isihasm. Sunt niște tehnici care includ rugăciunea, dar nu se reduc doar la ea, foarte complexe. De ele au fost uitate complet. Noi când zicem meditație, ne gândim la budiști. Și la ceva oriental în orice caz, pentru că ei au rămas specialiști în ceea ce nouă ne lipsește. Pentru că asta exprimă ce am vrut să vă spun, domnule Morar, mai devreme. Cam în puțină tradiție. Da, am uitat-o complet pe a noastră. Dar să știți că toate tradițiile, în mod fundamental, vorbesc despre lucruri
universale. E un soi de filozofia perennis, filozofie de totdeauna în lucrurile astea. Numai că acum, uitând complet de tradiția noastră, avem sentimentul că a mai rămas una singură, dar nu-i la noi. E în altă parte și anume întotdeauna în Orient, nu? Pentru că ex Oriente lux. Din Orient, de la răsărit, vine lumina. E un dicton care nu e comunist, dar care avea o rezonanță sinistră în anii 50, când lumina venea numai de la răsărit. Și atunci, după părerea dumneavoastră, revin la prima întrebare. Omul ăsta, puțin la suflet, sau poate deloc, poate să fie el frumos, în accepțiunea dumneavoastră, unui om recent nemulțumit de condiția lui? Eu sunt și modern tulburat și recent tulburat. În general sunt tulburat. Mă tulbură lucrurile. Când spuneți că este puțin la suflet, ca recent, mă enervez. Și îmi zic, dar de ce mă spune asta că sunt puțin la suflet? Că totuși eu am un suflet. De ce îmi zice că sunt puțin? Și vă propun următoarea imagine. Astăzi e foarte în vogă să te duci la sală și să faci mușchi. Să ai un corp suplu, nu știu ce. Să fii bine. Apropo de omul grec. Apropo de omul grec. Noi am avut în cultura noastră un poet mare pe nume Dan Bota. Era fratele lui Emil Bota și el nu numai un actor, dar un poet foarte mare. Amândoi sunt poeți pe formule foarte diferite. Dan Bota este astăzi uitat, din păcate, care a făcut un lucru grecesc. El nu s-a înscris doar la Facultatea de Filozofie. El s-a înscris simultan și la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Minunat. Da. Deci a făcut simultan filozofia și sportul. Bun. Dar referitor la sală, nu? Nu. Există o cultură a sălii. Lumea se duce la sală, nu știu ce. Foarte bine. De ce se duce la sală? Păi, pentru că are această convingere că mișcarea întreține corpul. Ceea ce e perfect adevărat. Dar la întrebarea cum îți întreții sufletul, care e răspunsul? Răspunsul este nici nu spui această întrebare. Noi trăim într-un soi de nemijlocire, de naturalitate neglijentă cu sufletul nostru. Nu ne punem această întrebare, deși sursa majoră de probleme pe care le avem vin din zona sufletului. Nu spun că nu vin și din zona corpului când ne îmbolnăvim sau ceva, dar pentru ele avem căi de răspuns care sunt în general inteligente. Și când nu sunt inteligente, ne ajută societatea prin civilizația medicală în care trăim, care este formidabilă și un mare dar al modernității, anume al modernității. Faptul că speranța de viață la naștere pentru noi este atât de mare și faptul că pentru noi, românii, ea a crescut atât de mult după ce am scăpat de comunism, este în sine un triumf al acestei civilizații a modernității. Și îmi permit să fac o mică... Se poate trăi și fără să-ți antrenezi sufletul. Da. Da, vreau să dau o mică copită comunismului. Noi, când au discursul unor tineri care își zic marxiști sau neomarxiști și nu știu ce, și cred că sunt progresiști, ei trebuie confruntați nu cu ideile, că Marx a fost un gânditor foarte interesant. Deci, pe terenul ăsta putem discuta oricât. Nici pe terenul comunismul este consecința imediată sau directă sau continuă a teoriilor lui Marx. Pentru că oricând se va spune că comunismul a fost prost aplicat, că ideile sunt bune, nu. Știți care e confruntarea? Confruntarea este cu speranța de viață la naștere. Cât era în comunism? Și cât e acum? Care e diferența dintre acum și comunism? Păi răspunsul e că nu mai e comunismul. Deci,
Comunismul nu este o formă de modernizare, așa cum se crede, pentru că conduce la mizerie economică, pe de-o parte, conduce la un tip de societate care nu este nici pe departe o societate a egalității și, pe de altă parte, medical vorbind, este o societate care îmi răpește anii. Mă omoară în speranța de viață la naștere. Dar vin la chestia, la argumentul pe care l-am dezvoltat. Vă rog. Nu, noi nu ne punem problema, deși sursa majoră de problemă este sufletul, nu ne punem problema sufletului totuși. Asta este foarte frapant. De ce? Pentru că, ce v-am spus, noi pierdem referințele tradiției și am aruncat, odată cu multe lucruri care erau de aruncat sau de uitat, am aruncat și copilul prețios din copaia, din când am vărsat apa din copaia în care îl spălam. Un lucru prețios pe care l-am uitat este această normală, naturală situare față de sufletul nostru. Așa cum suntem situați față de corpul nostru, într-un fel de cultură care are valoarea ei și care face parte din formula civilizației noastre. Pentru că noi, și acum nu vorbesc de mine, dar noi arătăm bine. Totuși, pe vremuri, lumea arăta mai puțin bine. Face parte din cultura noastră că arătăm bine. Dar am dezvoltat partea prezentă. Partea prezentă este corporalitatea mea. Dar dumneavoastră nu mi-ascultați corporalitatea când vorbesc. Dumneavoastră, ca să înțelegeți și, de fapt, ca să mă vedeți cu adevărat, dumneavoastră citiți corporalitatea mea prin intermediul a ceea ce vă dăruiesc vorbind. Iar asta vine în întregime din, spuneți-i cum vreți, minte, suflet, inimă, cum vreți îi spuneți, dar este ceva care este inconturnabil, este diferit de corporalitatea mea și e atât de puternic încât vă obligă să mă vedeți în chip de corp prin intermediul acestui lucru pe care nu-l puteți pipăi. Nici dacă ați trăi cu mine toată viața, niciodată nu o să puteți pipăi sufletul meu și nici eu pe al dumneavoastră. Am nevoie de ceva, de ochi, de față, de mișcare, de cuvânt. Și toate astea se leagă cum? Prin iubire, prietenie, contact, civilitate, nu știu, chestii de astea. Asta e sufletul. Sufletul, asta e prezența, așa sufletul se testează, da. Și asta e ceea ce scriați dumneavoastră, este partea nevăzută. Este partea nevăzută care în viața unui om decide totul, spuneați. Decide totul și e cea mai importantă. Dovadă că... da, deci... Când am spus că avem un mod inteligent de a ne raporta la corp, am dat... Nu avem un mod inteligent de a ne raporta la suflet. Am adică pierdut. Nu există exerciții de întărire a musculaturii sufletului? Nu, nu, nu. Iar când le căutăm, le căutăm la altul. Asta este o formă de imaturitate. Când îți place mai mult ce are vecinul, zici, bă, vecinul ăla trebuie să fie grozav. Mergi pe stradă și vezi o fereastră luminată și imediat e o reverie tipică. Zici, mamă, acolo e fericirea. Ce e acolo? Sau vezi un avion trecând și zici, băi, ăia care zboară, cât de fericit sunt. Iar ea e Oxanax. Ei... Când de fapt, spuneți dumneavoastră, ar trebui să ne uităm mai degrabă la partea nevăzută. Ce vedem la vecin este ceea ce ne dorim. Dar ne plasăm greșit dorințele, asta vreau să spun, domnule Morar. Că ne plasăm greșit imatur. Noi am devenit maturi în privința corpului, îmi vine să spun, dar am rămas imaturi în privința sufletului. Și asta este o trăsătură a omului recent. Și cum putem să ne întoarcem la suflet? Păi, ca bețivii, mai întâi înțelegem că suntem bețivi. Și după aceea te duci la alcoolici anonimi. Sau cum ar fi spus Gașpar mai devreme, îmbrățișează-ți beția. Nu? Îmbrățișează-ți umbra. Da, nu, știți cum? Nu-ți îmbrățișești beția, că asta e banal, nu? Rămâi în ea. Nu. Îți îmbrățișești beția în non-beția ei. Iar asta este o formă de inteligență. Și asta face omul care se trezește din beție.
E un soi de imaturitate, dar știți ce? Insist pe faptul că mă pun în față. Eu sunt primul păcătos dintre... Adică eu nu vorbesc ca... Nu țin un discurs edificator ca unul care sunt dincolo. Eu sunt aici. Eu sunt în această problemă. Pentru că toți suntem... E timpul nostru. Asta nu înseamnă că el e fatal. Vorbeați despre faptul că tema vieții dumneavoastră este paradisul și că este esențial pentru un om, pentru sensul vieții lui, să-și găsească o temă. Înainte să vorbim despre paradis, cum îți poți găsi tema asta a vieții? Da, nu e ușor. Gândiți-vă, eu sunt deja un om în vârstă. Am 66 de ani. Fraza pe care ați citat-o am scris-o acum 4 ani. Să spui la 62 de ani că mi-am găsit tema vieții, e puțin grotesc, nu? Adică trebuie să ne luăm totuși cu ironie în permanență. Eu țin minte că ați zis-o asta... Cam târziu! Acum vreo... O să vă contrazic. Acum vreo 30 de ani, cred că într-o serată muzicală cu Iosif Sava. Ce am spus atunci? A spus despre tema vieții dumneavoastră... Că-i paradisul? Că-i paradisul. Eram precoce. V-ați antepronunțat! Tema vieții. Știți cum e? N-ai un nume pentru ea, dar ești orientat de ea în permanență. Adică ai acele opțiuni care o implică sau o pun în lumină. Dar n-ai un nume pentru ea. Târziu i-am dat un nume. Dar în momentul în care eram fascinat ca adolescent de Vita Nova a lui Dante, de felul în care el a compus această lucrare cu alternanță de proză și de poezie, și faptul că acolo era un drum, era un drum ascensional, era o inițiere, dar pe care o făceai fără maestru, adică cazul meu. Deci când eram fascinat de asta, n-aveam un nume. Acum am un nume pentru asta. Dar mă orienta acest lucru, mă fascinau. Pasiunea timpurie pentru Dante. Din Dante, cel mai popular cânt este Inferno, pentru că e foarte colorat. Și ne vorbește mai mult. Hugo, de exemplu, spre 1860, poate 1870, spunea: ne place Inferno. Nu ne place. Ne place Inferno pentru că are toate imaginile care se potrivesc felului în care noi trăim. Și spunea: dar când ajungi în paradisul, începe plictiseala. Asta spunea un romantic. La mine a fost invers. Nu că nu mi-a plăcut infernul, dar am simțit că odată cu purgatoriul, odată cu paradisul terestru, când muntele purgatoriu este străbătut și se ajunge pe culme unde este paradisul terestru, deja simțeam acolo că e ceva extraordinar. Și decizia de a învăța italiană ca să înțeleg bine care este treaba, atunci am luat-o ca să pricep mai bine carnalitatea, trupul, mireasma, carnea acelui tip de poezie, care e diferită. Și vă spun, domnul Morar, Dante este măreț în paradisul. E talentat și genial și atunci. Sau nu, e foarte talentat, dar genial mi se pare că e în paradisul. Pentru că materia acolo este rarefiată. Și să faci dintr-o materie rarefiată o pastă care e vie, care trăiește și care e contagioasă, asta e. Asta e. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră, oricare dintre dumneavoastră este orientat de ceva. Deci ne gândim la tema vieții ca la un far? Nu e chiar ca un far. Nu, e mai degrabă... farul e atât de limpede. Dacă ar fi atât de limpede, ar fi ușor. Nu. Prefer metafora miresmei. Pe mireasmă nu o apuci, dar te orientează. Sau metafora auditivă a murmurelui.
Murmură. E un discurs murmurat. Și noi mergem, nu știu ce, auzim discursul și deodată ceva murmură. Și ești atent, ciulești urechea. Deci nu e o greșeală să nu știi care e tema vieții sau să nu-i dai un nume, pentru că esențial e să ai un simț al orientării în propria ta viață. În grecește, greșeală se spune cu un cuvânt, hamartia, care înseamnă să ratezi ținta. Și ăsta e cuvântul prin care, într-una din cele două variante din rugăciunea domnească, Tatăl nostru, e folosit cuvântul păcat. Acolo cuvântul păcat e exprimat printr-un cuvânt grecesc care înseamnă să greșești ținta. În cealaltă variantă este datornici. Și e vorba de a ierta datornicilor tăi, așa cum ești tu iertat. Iar acolo să ierți celor care păcătuiesc în sensul de ratează ținta. Deci sunt cuvinte care dimensionează puțin, mi se pare că aruncă o lumină puțin diferită pe noțiunea asta paușală de păcat. A păcătui înseamnă a zbârci. Ai zbârcit-o. Odată am fost la duhovnic și i-am spus, am făcut un mare păcat. Și i-am spus. Și el mi-a zis, asta nu e un păcat, asta e o măgărie. Dar greșeala nu e un păcat. Poate fi un păcat. Dar pretind că, dacă înțelegem că păcatul este un fel de a o zbârci, e un fel... E un fel de a ne, de a ne ajuta în modul în care ne raportăm la ce avem de făcut. Deci putem să o mai și zbârcim. O zbârcim în permanență și ține de natura noastră să zbârcim. Dar dacă ne instalăm în zbârceală ca în destinul nostru, asta e greșit. Destinul totuși nostru e mai înalt decât zbârceala. Da, sună interesant. Bine să nu faci din zbârceală destin. Domnule Horia Roman Patapievici, vorbiți-ne puțin despre paradisul ca tema vieții dumneavoastră. Dacă am zis că e tema vieții mele, acum toată lumea crede că specialist în el. Specialist în paradis. Da, în sensul că specialist ești în ceea ce iubești. Asta e, cred că... Asta e specialistul. Nu suntem specialiști decât în ceea ce iubim. Aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră cu o latură personală și o latură generală, ca să spun așa. Personal e faptul că am fost un copil curios. În ambele sensuri. Eram curios că eram bizar și eram curios că aveam curiozitate. Din faptul că eram curios și bizar, în sensul de bizar, să vă spun un lucru care îmi dă de gândit. Nu eram deloc conștient de felul în care eram. Profesoarele, nu știu ce, colegii spuneau tot felul de lucruri și eu eram uimit. Eram uimit. Deci nu eram cumva complet în mine însumi. Asta vreau să spun. Asta se traducea exterior prin timiditate foarte mare. Acum eu sunt un timid exersat și pot trăi cu asta. Dar decenii de-a rândul eu nu știam cum să exersez timiditatea și era un handicap. Eram atât de slab încât una din poreclele mele era șchiuță când era ceva simpatic. Iar dacă era antipatic, îmi spuneau aschimodie. Și oricum să te cheme Patapievici e deja un handicap. Pentru că ce e aia Patapievici?
prescurtare este inevitabil pata. N-ai cum să spui decât pata. Ceea ce... Deci eram un copil curios și am dat detaliul ăsta pentru că trebuie să râdem mereu de noi înșine, clar, dar și pentru a spune că când nu ești complet identic cu tine însuți și poate că asta ați experimentat și dumneavoastră, te întorci la tine. Maturizarea sau faptul de a-ți trăi ceva, copilăria, de exemplu, sau adolescența, se traduce prin faptul că încerci să elimini dislocarea, diferența dintre tine și tine, și te întorci la tine. Felul în care te inventezi e ca o întoarcere acasă. Și când te-ai întors acasă, descoperi ceva. Ei bine, am răspuns la întrebarea dumneavoastră evocând trecutul meu de așchiuță și de bizarerie pentru a ajunge la asta. Există în noi sădită dorința de acasă. Există un fel de transcendent acasă sădit în noi. Acasă ne fiind mama... O include. Părinții sunt experiența fundamentală a paradisului terestru pentru noi, în mod absolut clar. În același timp, multe din traumele noastre se leagă de părinți. Se leagă de relația dintre ei, se leagă de relația noastră cu ei și se leagă de smintelile lor. Pentru că nu sunt perfecți. Ei sunt cum sunt. Și fiecare conține o sminteală, o nepotrivire. În momentul în care exerciți asupra copilului acest sacerdoțiu, îmi vine să-i spun, al unui acasă pentru o ființă care a venit din nimic și se formează, deci când asumi acest sacerdoțiu, o faci în felul în care ești și cu conflictele pe care le ai între părinți, nu știu ce, și cu smintelile. Din cauza asta, la traumele noastre, părinții sunt foarte prezenți. În același timp, ei sunt primul nostru acasă. Și întrebarea filozofului este, ei sunt genetic sursa lui acasă? Sau noi ne naștem cu un acasă în noi, pentru care prima instanțiere este părintele? Nu știu. Eu fiind platonician, ba știu, eu fiind platonician și creștin, spun că ne naștem cu asta. Noi ne naștem cu paradisul, pentru că l-am pierdut, ca proștii, dar dacă nu-l pierdeam, nu eram aici. Deci, într-un fel, are și asta înțelepciunea lui, pierderea paradisului. Pentru că l-am pierdut pe de-o parte și pentru că orice am face, tindem spre el. În Constituțiile moderne, de exemplu, Constituția Statelor Unite, fiecare om are dreptul la fericire. De unde vine chestia asta? De ce să ai dreptul la fericire? De unde e atât de evident lucrul ăsta? Păi este evident în contextul a ceea ce spuneam că există un acasă în noi, care e transcendent, este... Și asta ne orientează în permanență. Noi căutăm fericirea, un alt nume pentru căutarea fericirii, căutăm un acasă. Căutăm un loc în care să fim identici cu formula noastră. Dar întrebarea este, dar ce e atât de grozav în formula fiecăruia încât fiecare să vrea să fie identic cu el? Asta e un mister profund, pentru că noi toți suntem diferiți într-o manieră radicală. Gemeni, monozigot să fim și tot diferim. Deci nu există două făpturi identice. Și când spunem cutare seamănă cu cutare, asta nu face decât să stabilim o asemănare
indiferență totală, profundă. Deci, datul fundamental este diferența. Cum e cu putință să fie interesant să fii om în atâtea variante diferite? E, ăsta e lucru formidabil. Să fii masă în variante diferite nu e prea interesant. Nu întreb ce simte ea, în fine, dacă simte. Dar îmi imaginez, dar ca om, fiecare om este în sine ceva care merită trăit. Asta e ceva atât de tare încât merită să fim așa puțin uluiți de el. Merită să fii om în toate variantele om. Asta este ceva extraordinar. Și atunci pentru fiecare, ăsta este sensul lui, fiecare l-are pe acasă sădit în el. Adică acasă înseamnă să vii la tine și să realizezi identitatea cu tine însuți. Când realizezi identitatea cu tine însuți, ai ajuns acasă. Dumneavoastră când ați ajuns acasă? Dar ce credeți că am ajuns acasă? Vă întreb. N-am ajuns acasă. Dar ai momente în care ți se pare că ai ajuns acolo. Să vă dau un exemplu. Vă așteptam. Și eram într-o încăpere de aici, a Ateneului, mă uitam pe geam. Și soarele devenise puțin oblic, era un soare dulce. Poate că niciodată nu-i mai frumos în București decât toamna. În octombrie. Da, e extraordinar. Și era un calcan de casă. Asta înseamnă că era jupuit și era o casă pe care lipsa de gust, prostia sau sărăcia sau lipsa relațiilor de proprietate adecvate, adică confiscările, toate astea o urâțiseră pe casă. Pentru că giurgiuvelele nu erau bine întreținute. Unii care avuseseră mai mulți bani la un etaj le înlocuiseră cu termopane albe din PVC. Odios. Odios. Și totuși, totul era de o frumusețe extraordinară. Dar extraordinară. Era un moment de pură frumusețe. În ce? Într-o situație în care oamenii se agitau. Eu mă agitam pentru că așteptam pe dumneavoastră. Dumneavoastră vă agitați pentru că erați între așa. Colegul dumneavoastră se agita pentru că făcea nu știu ce. Fiecare se agita într-un fel. Prin agitație spun acțiune. Dar totul se petrecea într-un context de frumusețe amuțitoare. Și mai trebuie adăugat ceva. Că în momentul în care spui, opriți-vă. Opriți-vă și uitați-vă cât de frumos e. În ce lume a splendorii trăim. În clipa aia, ceva se strică. Pentru că nu poți să oprești clipa. Intri în inautenticitate. Deci răspunsul la întrebarea noastră, când ați ajuns acasă, este n-am ajuns acasă. Ați trecut pe acolo. Că dacă sunt, da, trec. Dar sunt într-o agitație, nu știu. Da, întâmplător sau nu, când am ieșit cu Gașpar de pe scenă și am ajuns în aceeași încăpere în care dumneavoastră admirați lumina blândă a soarelui de octombrie, intrând în camera Ateneului, primul lucru pe care l-am spus lui Gașpar, nu cât de bine a fost, îți mulțumesc, am zis, uite cât de frumoasă e lumina la ora asta. Uitându-mă la aceeași rază de care intra prin ferestrele Ateneului. Da, cumva noi suntem înconjurați de splendoare. De-aia am insistat și am spus că era PVC-ul ăla alb urât și că era coșcovit. Pentru că frumusețea nu se face din lucruri ferchezuite. Adică nu e o frumusețe care ține de ferchezuială, este splendoare. Faptul ăla de a fi, aia e splendoarea. Deci paradisul e ceva perfect, dar e într-o lume imperfectă. Aici am două răspunsuri. Pentru că sunt într-adevăr elemente după care pot recunoaște paradisul și asta într-o operă literară poți să vezi. Și vă dau exemplul lui Eminescu, unde cred că există un filon paradiziac
care nu a fost analizat și care e foarte puternic. Și cum se manifestă el? Eminescu descrie ceva și descrie Codru sau descrie drumul lui Mușatin în Codru. Și în mod straniu, felul în care el povestește este cum ăsta merge Mușatin merge pe un fir de apă, dar firul de apă merge invers. Nu merge dinăuntru în afară, ci merge înspre izvor. Asta când se întâmplă? Păi o știm din mitologie. Asta este o trăsătură paradiziacă, când râurile își inversează cursul. Și după aceea intră într-un sistem de circularități, în care Codrul e circular, înăuntru există un luminiș care e circular, în mijlocul luminișului un lac care e circular, iar în lac este o insulă care este circulară. Și în insulă e o cetate, care este un axis. Deci, când face descrierile, el folosește instinctiv trăsături care sunt paradiziace. Când descrie bunăoară vegetația, ea este de o abundență, de o luxurianță care este a paradisului pierdut. Când descrie, de exemplu, consistența pietrelor de munte, automat folosește referințe de pietre prețioase, așa cum se face în mitologie. De ce? Pentru că există un filon paradiziac. Și asta e o parte din răspuns. Adică, cunosc paradisul după atributele lui. Dar nu e totul. Pentru că există o prezență a paradisului pe care o numesc splendoare. Și asta este faptul de a fi. A fi este o splendoare. Vă spun asta, să știți că nu glumesc. E... Deci e răspunsul prin substanță, a fi o splendoare, și e răspunsul prin atribute, adică trăsăturile paradisului. Și amândouă sunt prezente. Dar cel care mă fascinează mai mult este prezența paradisului prin splendoare. La asta am devenit sensibil târziu. Trebuie să îmbătrânești. Dacă aș fi au ghinionul să mor la 30 de ani, n-aș fi știut lucrurile astea. Să trăiești mult e o binecuvântare. Să trăiești mult, cine a strănutat... E o binecuvântare. Splendoarea e ceea ce noi oamenii obișnuiți numim simplitate. Simplitatea e un atribut. Splendoarea, știți ce este? Ce am descris mai devreme, deodată brusc îți dai seama că ceva care te înconjoară este extraordinar. Și extraordinar nu pentru că s-a întâmplat ceva cu el, adică a fost făcut frumos, ci pentru că el așa este. Dar nu-ți dai seama tot timpul. Nu-ți dai seama tot timpul. Să vă mai dau un exemplu. Stai de vorbă cu cineva. Și asta mi s-a întâmplat. Și deodată realizezi situația în care ești. Că ești într-o încăpere, că ești pe un scaun, că ești nu știu, cum suntem noi doi. Acum nu-mi dau seama, dar dacă aș avea norocul, ochiul care percepe splendoarea să vadă, atunci aș vedea-o. Dar ea nu diferă prin nimic de ce se întâmplă. Asta vreau să vă spun. Deci splendoarea nu este ceva excepțional, nu este ceva. Este ceva care apare... Nu, e ceva care e prezent. Dar nu o vezi tot timpul. Ea poate fi descrisă așa. Omul este făptura care prin obișnuitul vieții lui creează un deschis în care divinul, splendoarea, se poate manifesta.
pretind că eu difer de această masă prin faptul că ea nu percepe splendoarea. În timp ce eu pot. E un fel de acasă. Horia Bernea scria în îndemn la simplitate că simplitatea e o stare originară de întoarcere la început, la Dumnezeu. În acasă, ăla, de fapt, ăla este acasă, supremul acasă? Da. Iar acest lucru nu ne e dat sub o formă care este a existenței, cum le place juriștilor să spună, în formă continuată. Noi nu putem să ne instalăm în splendoare într-o formă continuată, cum fac infractorii cu infracțiunile lor. Nu. De ce e așa? Păi eu cred că asta traduce izgonirea, faptul că am pierdut paradisul. Ăsta e un semn că l-am pierdut. Nu că ne spălăm pe dinți și că nu știu ce. Nu ăla e semnul, sau că trebuie... Nu, semnul veritabil este că nu putem percepe splendoarea într-o formă continuată. Cădem. Cădem în permanență. Pot să le pun o întrebare? Da. Ați trăit de la începutul conversației cu domnul Horia Roman Patapievici o clipă de splendoare, măcar? Asta. Da? Splendoarea poate fi și asta. Și ca să ne întoarcem puțin, să extragem ceva din conversația de la început, apropo de toate artificiile astea, podoabele astea pe care omul modern își umple paharul, astea nu ne fac să vedem splendoarea asta mai rar? Ba da. Dar îmi vine să spun, a fi om e mai puternic decât a fi om recent. Și atunci asta dă peste noi. Da. Da. În teoria despre religii, lucrul ăsta e cunoscut sub următoarea formulă. Fiecare om este dotat cu un set complet de salvare. Indiferent cum ești. Când am spus că fiecare om, identitatea fiecărui om este în sine un lucru care merită trăit integral, asta spune fiecare dintre noi, așa cum suntem, cu calități, cu defecte, unele calități pot fi defecte majore, ne pot împiedica la fericire, la nu știu ce. Da. Deci lucrurile sunt totdeauna complexe când e vorba de om, așa cum am încercat să sugerez când am vorbit de părinți. Dar fiecare are un set complet de instrumente pentru salvarea proprie. Asta e o propoziție. Și o alta, pe care o spun adeseori uneori duhovnicii sau înțelepții, și care sună în felul următor. Oricărui om în viață îi se arată de mai multe ori ce îi trebuie, ce e important pentru el. Sub forma unor întâlniri, sub forma unor descoperiri, sub forma faptului că intră în posesia lui însuși într-un anumit fel. Deci primim niște... Deci suntem echipați complet, oricare dintre noi, indiferent cum am fi. Care au fost pentru dumneavoastră uneltele de salvare pe care le-ați folosit din trusă? Din trusa proprie. O anumită atenție, nu știu. O binefacere extraordinară este că am descoperit la un moment dat, nu de la început, cititul. Și am avut norocul să-l descoper ca pe un instrument de viață. Deci nu ca pe un instrument de cunoaștere a ce spune autorul. Nu. Ci că am avut capacitatea, sau așa am citit prima oară, ca și când puteam, nu ca și când, chiar puteam, ca și când deschideam cartea și începeam să citesc. Și citeam
Și deodată se crea un deschis. Adică era ca o, așa, în care puteam intra. Și intram așa, la propriu. Pac, intram acolo și eram în lumea aia. Eram cu personajele. Asta m-a fascinat extraordinar și m-a motivat. În momentul în care am început să citesc cărți de teorie sau filozofie sau matematică, asta m-a ajutat foarte mult. Și asta m-a făcut platonician, de exemplu. Eu sunt convins că matematica există în mod real. Teoremele din matematică sunt descrieri. Pentru că obiectele matematice există. Există în lumea aia lor și a enunța o teoremă înseamnă, de fapt, a vedea cum se comportă obiectele matematice. Deci, când spun o teoremă pe care ați făcut toată lumea la școală, teorema lui Rolle, eu văd ce se întâmplă. Văd cum se comportă chestia asta cu maximele, cu nu știu ce. E o lume, adică e vie. Asta m-a ajutat foarte mult. Pot să vă întreb câte feluri de a trăi viața există? Aici am o teorie. Mă gândeam. Sincer. Eu cred că sunt... Fără să am așteptări, da? Lucrez acum la un eseu care se cheamă Cele trei vieți. Trei vieți. Și eu cred că sunt posibile doar trei vieți, doar trei tipuri de viață. Le spun? Doar trei? Doar trei. E simplu. Sunt doar trei tipuri. Dar ca să spun că există trei tipuri de vieți, trebuie să spun ce este omul. Să știți că noi nu ne grăbim nicăieri. Nu pot altfel. Trebuie să spun ce e omul. Și răspunsul cel mai rapid este următorul. Omul este o persoană individuală în care există două naturi, o natură senzorială, o natură, să zicem, materială și o natură ideală, să-i spunem divină, și aceste două naturi, care sunt separate prin, așa cum este divinitatea separată de materialitate, ele sunt împreună într-un fel paradoxal. Așa cum se întâmplă în problema cristologică. Hristos este Dumnezeu întrupat. Dar cum se întrupează divinitatea, care este transcendentă în raport cu lumea? Deci cum e cu putința așa ceva? Și în sinoadele ecumenice din primul mileniu creștin s-a căzut pe o formulă care spune așa, că cele două naturi stau împreună în persoana lui Hristos, în așa fel încât ele sunt unite, dar fără să se amestece. Și sunt distincte, fără separare. Astea sunt formule paradoxologice. Răspunsul meu la întrebarea ce este omul e chiar asta. Pentru că există în noi o natură, să nu vă împiedicați de cuvinte, care este ideală și care nu este reductibilă deloc la aspectele corporale. Și asta este percepția fundamentală, interioară sau exterioară, a sufletului. Și există în om o natură care este materială, care este corporală și care este vizibilă. Dar oricare dintre noi știe că atunci când stă de vorbă cu un om, interacționează cu un om, el nu interacționează cu el la fel cum interacționează cu masa. Pentru că omul nu este reductibil la corpul lui. Omul este, de fapt, un corp îmbrăcat de suflet. Eu când interacționez cu dumneavoastră, de fapt, eu am în contact sufletul. Deci nu-l sufletul, vedeți. Sufletul nu e înăuntru. E înăuntru, dar și vă îmbracă. Mulțumesc că m-ați folosit material didactic.
Deci suntem îmbrăcați. Ce frumos! Suntem îmbrăcați în suflet. Noi interacționăm prin suflet. Asta explică prietenia, iubirea, dușmănia, toate chestiile astea. Noi până să interacționăm piele cu piele, noi interacționăm suflet cu suflet. Asta sigur, puteți spune o metaforă sau pata pievis delirează, pata delirează. Dar nu, nu, eu țin un discurs riguros. Deci, dacă omul este asta, pornind de la percepții pe care le avem, că există ceva în noi care este ireductibil ideal și există ceva în noi care este ireductibil corporal și că ele sunt unite, dar nu se amestecă niciodată și în același timp sunt distincte, dar fără să fie separate, că atunci când se separă, murim. Moartea are ca definiție separarea naturilor opuse în om. Și asta e cea mai mare frică noastră. Da. De separare. Și atunci pot să dau răspuns la întrebarea care sunt cele trei tipuri și sunt doar trei tipuri de viață. Dacă asta e definiția omului. Este un tip de viață care favorizează din om numai partea divină. Este un tip de viață care favorizează din om numai partea materială. Să ne înțelegem bine, eu când folosesc cuvântul material, nu sunt ca unul de ăla care bea cafeaua cu degetelul în sus, adică un snob al sufletului. Pentru mine, corporalitatea și materialitatea, cum ar spus Horia Bernea, pe care l-ați citat, sunt divine, sunt sacrale, într-un sens profund. Eu nu sunt așa, ca un idealist de ăsta cu degetul mic ridicat în sus când vorbesc de materie, deloc. Deci, e un tip de viață care favorizează materia și este un tip de viață care e calea de mijloc. Horațiu numea calea de mijloc în latinească a lui Aurea Mediocritas. Asta nu înseamnă mediocritate, ci înseamnă aurul căii de mijloc. Calea de mijloc este solid gold, e aur. E echilibrul, perfect. Da. Cel care favorizează, tipul de viață care favorizează viața divină, sunt oamenii care încearcă să-L imite pe Dumnezeu. Sunt specialiștii în divinitate, călugărițele, sunt asceții, sunt cei care sunt eliberați în viață, cum se cheamă în cultura indiană. Sunt cei care minimizează partea de materialitate, maximalizând partea de divinitate. Și îi vedeți, să știți, sunt printre noi. Și sunt cei care, și aici folosesc pe minunatul Plutarh. Plutarh a scris Viețile Paralele, în care pune în paralel o viață mai modernă cu o viață mai antică, o viață greacă cu o viață romană. Și există o viață dedicată lui Marc Antoniu. Marc Antoniu, după ce a abandonat Roma și s-a dus în Egipt pentru Cleopatra, în războiul civil care avea să, prin înfrângerea lui, să creeze imperiul, el a abandonat morala, a abandonat viața de roman și a îmbrățișat un tip de viață care în grecească lui Plutarh se cheamă amimetos bios, viața inimitabilă. Viața inimitabilă înseamnă încălcare, înseamnă transgresare, înseamnă să trăiești în răspăr cu felul în care trăiesc oamenii, înseamnă să depășești granițele uneori spre animal, ale umanității. Amimetos bios. Este viața inimitabilă. Așa o numește Plutarh. Viața inimitabilă este viața pe care au dus-o uneori oamenii, artiștii. O viață care uluiește și care de obicei se termină în dezastru. Deci există viața inimitabilă, există Aurea Mediocritas, solid gold, este viața de mijloc
Și există viața îndumnezeită, să-i spunem. Și o a patra nu există. Pentru că o a patra de care ați putea o imagina, eu vă spun, e o combinație de astea. Păi și atunci ce să-mi doresc, să fiu mediocru? Nu, uitați această evoluție tristă din culturile moderne a unui mare cuvânt. Acest mare cuvânt este mediocritas, care este echilibrul, este media. Din deci păcate, fiți mediocri. În sensul ăsta, pentru că ce citim de aici? Citim că, de fapt, evoluția culturii noastre a devalorizat calea de mijloc. Deși a practicat-o, dar marile reverii sunt legate de înfrângerea materiei sau de înfrângerea divinității. De viața inimitabilă sau de viața care este toată idealitate și greu e să fii la mijloc. Dar vreau să vă spun ceva, domnule Morar. Există o parte... Nu. Deci ce am numit viața inimitabilă pe urmele lui Plutarh, e o ispită? Nu. Fiecare din viețile astea reprezintă ispita celelalte. Există o ispită a vieții îndumnezeite în viața mediocră, în viața de mijloc. Îi spun de mijloc, ok? Clar, de mijloc. Că altfel confundăm. Și există în viața de mijloc o ispită a vieții inimitabile. Încălcările moralei, standard, ele sunt făcute nu într-un regim de păcat mediocru, nu sunt făcute într-un registru de viciu, ci într-un registru de transgresare, un registru de viață inimitabilă. Viața inimitabilă este prezentă ca o ispită în viața de mijloc. După cum în viața inimitabilă există o ispită nu pentru viața de mijloc, ci pentru viața care trece, tunelează viața de mijloc și ajunge direct în divinitate. În ideea că transgresarea duce direct la polul opus. Minunat. Și apropo de cum înțelegem cuvintele și cum căutăm să ducem în material absolut orice însemnătate a unui cuvânt, mă gândeam la bunătate. Și de foarte multe ori, de cele mai multe ori, în vremurile noastre, să fii bun înseamnă să fii performant, să te atingi targetul. Ești mai bun azi decât ieri. Ai muncit mai mult, ai spătit mai mult, ai adus mai mulți bani firmei sau ai asigurat un trai copiilor tăi. Cum a ajuns bunătatea să fie egală cu performanța? Polisemie, pur și simplu, prin extinderea sensului. A fi bun înseamnă a fi bun în ce faci, adică a fi performant, adică a fi un bun specialist. Adică a fi, a te reduce la identitatea, care e tot în tine, care te duce la țintă. Pentru care păcatul, hamartia, este să ratezi ținta. Dar ce-i de fapt a fi bun? Că nu înseamnă a fi specialist. A fi bun înseamnă a atinge excelența. Așa era de la greci. Și bunătatea? Arete, asta era la greci. Virtutea, asta era. Virtute însemna să atingi excelența. A fi bun e altceva. Noi putem să fim atei până mâine, oricând. Suntem creștini până în vârful unghiilor. Pentru noi bunătatea se definește în termenii fundamentale ai creștinismului. După cum viața de mijloc se definește. Putem transgresa noi, adică suntem tot acolo. Bunătatea nu poți despărți de dragoste, de blândețe? Bunătatea? Sau în ce... Bunătatea nu este... Grecii aveau patru feluri de a spune a iubi. Aveau un cuvânt pentru a spune a iubi în familie, și ăsta era storghe. Era un alt cuvânt prin care spuneau a iubi
erotic, și ăsta era eros. Erotic ne însemnând identitatea cu sexualitatea. Era un fel de a iubi încetate și asta era filia. Și exista un fel de a iubi care este riguros intraductibil, pe care l-au luat creștinii. Și ăsta este agape. Agape înseamnă, și acum trebuie să spui multe cuvinte, pentru că nu poți să-l traduci. Agape înseamnă a te îndura, a te milostivi, înseamnă a fi bun. Înseamnă a trăi în act bunătatea față de aproapele tău. Când te înduri de aproapele tău, imaginați situația în care vă certați. Există în felul în care se ceartă oamenii când se ceartă pe bune. Deci ceva, e un moment în care dacă te decuplezi puțin și te uiți din afară, îți dai seama că evoluezi în totală iraționalitate. Și nu te poți abține. Escaladezi. Pentru că în fața ta este ăla la care urli și nu știu ce. Și este o escaladare reciprocă. Dacă ieși, cum ieși din răutate? În creștinism se spune, întorci și celălalt obraz. Dar de fapt știți ce e asta? Te înduri. Pur și simplu îți dai seama, am înnebunit. Eu chiar vreau ca în cele din urmă să-l omor pe omul ăsta, adică vreau ca el să înceteze să mai existe. Asta înseamnă cearta pe bune. Și răspunsul e, nu-mi doresc asta. Și atunci te retragi din logica lui bapea mătii și te oprești. A te opri înseamnă întorci și celălalt obraz, adică tu cedezi, dar de fapt te înduri, asta este... Deci pui dragoste. Pui dragoste, asta. Îl pui pe agape. Deci în bunătate, nu poate exista bunătate dacă nu e dragoste în ea. E un alt... Și din răutate te poți întoarce celălalt obraz îndurându-te, adică tot prin dragoste. Răutatea este absența acestei priviri care înțelege că în fața ta este un om care merită toată îndurarea. Asta e răutatea, e un fel de orbire, pentru că până la urmă tot vezi asta. Dar e târziu. Ce frumos. Și la capătul celălalt, ticăloșia ce e? E un viciu? E o răutate? E răutate în formă continuată. Adică nu poți să te mai înduri. Când ești ticălos, nu mai poți să te întorci. Te întorci din ticăloșie? Da. Da. Te întorci atunci. Dar știți cum e? Te întorci prea târziu. Toată treaba e o chestie de ca la dans, de tact, de timing. De... Și acum, pentru că am ajuns în zona asta de bine, rău, bunătate, răutate, dragoste, ticăloșie, vreau să vă aduc în vremurile noastre, în contextul ăsta pe care îl trăim. Și e o întrebare a lui Avram către Dumnezeu înainte de condamnarea Sodomei. Vei nimici, Doamne, și pe cel bun și pe cel rău? De fapt, întrebarea este, câți oameni buni trebuie să fie în lumea asta ca ea să nu fie nimicită? Răspunsul meu e cât sunt. Pentru că eu am ajuns la înțelegerea asta, că lumea se ține pentru că oamenii sunt buni. Asta a fost și răspunsul lui Dumnezeu. Da. Lumea se ține pentru că oamenii sunt buni. Dacă nu contează câți. Dacă toți am fi răi, ea nu s-ar ține, să știți. De fapt, lumea zice așa, ce văd, ce îmi sare în ochi, este răutatea. Dar nu e așa, de fapt. Ne sare în ochi pentru că ea nu e regula. Regula, de fapt, e bunătatea. Și lumea nu s-ar ține dacă în mod constant nu ar exista o majoritate a binelui. Credeți că binele e majoritar? Da, clar.
Răutatea este excepția. Deci nu toți intelectualii sunt... Cum? Pesimiști, sunt dezamăgiți de prezent. Ce figură făceam în fața dumneavoastră dacă după ce am profesat paradisul, mă dădeam pesimist? Horia Roman Patapievici. O splendoare. Da. Și exact ca momentul ăla cu lumina care bătea pe clădirea de vis-a-vis de Ateneu, exact așa. A trecut ca o clipă ora asta și jumătate de când vorbim. Cine vrea să adreseze întrebări cu permisiunea domnului Patapievici, să luăm câteva întrebări. Vă rog. Avem... Mulțumesc. Ați vorbit foarte mult despre omul grec și despre omul recent și ați făcut și niște analogii între amartia, ratarea țintei, un termen pe care l-ați aplicat și pentru lumea noastră modernă. Și mă gândeam cumva la hubris și la catarsis, la hubris, la vina asta proprie care sfida cumva zeii, la lipsa de măsură. Și mă gândeam dacă ar putea fi aplicat termenul ăsta și la lumea modernă. Care ar fi hubrisul omului modern, omului recent? Da, să știți că e o grilă foarte de interpretare foarte potrivită. Căutarea hubrisului. Și trebuie spus, sunt numeroase sursele de hubris în lumea modernă. Am să numesc câteva, fără să le epuizez și avertizând că are multe fațete. O să-l iau pe unul care e paradoxal. Obiectul ăsta pe care l-am scos din buzunar ca să inspectez, așa, el e perfect, e frumos, e ceva... E lucru dracului. E un tip de frumusețe limpede și înțelegem imediat de ce iPhone-ul este frumos. Hubrisul apare în momentul în care vrem să fim frumoși ca obiectele tehnicii. Vrem să fim precum tehnica de perfecții și resimțim umanitatea ca fiind un defect în raport cu perfecțiunea tehnicii. Ăsta este un hubris la care nu suntem atenți. Și vă spun, e ochiul, e lucrarea dracului. Nu știu dacă există chirurgi esteticieni în sală. Eu sunt îndrăgostit de iPhone. Dar știu sursa acestui hubris. V-ați făcut ultimul update? Am dat normal. Mulțumesc și voiam să vă mai întreb, dacă îmi permiteți, despre catarsis. Există vreo formă de purificare și în cazul omului modern? Catarsis e purificare, da, în traducere. Da. Așa. Felul în care Aristotel l-a folosit în teoria estetică, un termen pe care el nu l-avea, e anacronic, îi schimbă puțin accentul. Adică, privind opera de artă, poți să trăiești stări care sunt de groază, de înălțare, de nu știu ce, și care au efectul similar unei purificări. De fapt, asta e cheia. Este similar unui catarsis. Dar ce e, de fapt, nu se pune degetul în teoria lui Aristotel. Noi putem trăi, să-i zicem, catarsisul în multe feluri. Legat de întrebarea pe care domnul Morar mi-a pus-o cu paradisul, atunci când în eseul la care a făcut referire,
Eu am vorbit, pentru că am și eu vicleniile mele, eu am vorbit mai mult acolo de partea materială a paradisului, și anume de simțurile paradiziace. Și am pretins că locul în care în lumea modernă a rămas paradisul, și nu e doar acolo, dar unul dintre locuri este arta. Și răspunsul către dumneavoastră este să mutăm din întrebarea referitoare la catarsis, din zona teoriei estetice, în zona a ceea ce se întâmplă cu adevărat când avem o experiență estetică majoră. Și definiția mea este: simțurile devin paradiziace. Mulțumesc mult! Și aici o să adaug eu o întrebare: dacă vreți să aveți experiența asta paradiziacă, în foaierul Ateneului avem o expoziție pe care doar săptămâna asta puteți să o mai vedeți, pentru că săptămâna viitoare e licitația de toamnă pe 19. Pe 19 octombrie a casei de licitație Artmark. Sunt niște tablouri care intră săptămâna viitoare în licitație, absolut paradiziace, în foaierul Ateneului. Dacă puteți să ne recomandați unul dintre ele, deși ar fi fain să vă plimbați și să aveți o experiență cu fiecare dintre ele. E un Samuel Münchner din perioada impresionistă, care e foarte frumos, și un tablou paradoxal al lui Piliuță, care nu seamănă cu Piliuță ăla pe care îl știm noi clasicizat, din 57, și care seamănă cu Ciucurencu. Cu Ciucurencu din faza lui clasicizată, nu cu primul Ciucurencu din anii 40. Și ce am învățat văzând atât sute mii de tablouri la Artmark de-a lungul timpului este faptul că există, dacă aș avea mintea suficientă și cultura necesară, aș scrie o carte despre, nu cum am scris despre ultimul Culiano, adică ce se întâmplă cu un mare creator în proximitatea morții când devine și mai extraordinar, ci primii ani ai artiștilor care vor deveni mari, prima creație. Și să vedeți ce interesante, la Ciucurencu, de exemplu, prima creație, îmi vine să spun, cumva bate, dar o bate cu adevărat? Nu, că dacă n-ar exista aia, nici pe asta n-aș vedea așa, dar e foarte interesantă. Și există un tablou surpriză ăsta lui Piliuță din 57, în care e un Piliuță de dinainte de Piliuță. Interesant. Mai luăm două întrebări din sală, scurte întrebările, scurte răspunsurile. Acolo e o mână ridicată și aici în față. Mulțumesc. Ați descris omul ca fiind format dintr-o parte materială și o parte spirituală. Da. Și moartea fiind separarea dintre cele două. Da. Știm ce se întâmplă cu partea materială. Care este opinia dumneavoastră despre ce se întâmplă cu partea spirituală? Bună întrebare. Da. Vă răspund rapid. Există două moduri de a vedea relația dintre suflet și corp, și cea mai cunoscută este cea platoniciană, care de fapt nu-i platoniciană, este orfico-pitagoreică și vine dintr-o mare revoluție religios-filozofică care s-a petrecut prin secolul 6 înainte de Hristos, când a apărut această concepție despre suflet și corp ca fiind radical separate, în care corpul este temnița sufletului. Limba greacă permite această... Și asta, Platon a îmbrățișat acest mod de a vedea lucrurile și creștinismul l-a adoptat. Dar vă rog să fiți foarte atenți ce profesați în momentul în care spuneți profesiunea de credință, care este crezul. Acolo nu se spune aștept viața nesfârșită a sufletului, ci acolo se spune aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Profesiunea creștină nu este în imortalitatea sufletului, asta e o variantă platoniciană sau orfico-pitagoreică, ci învierea trupurilor. Prin urmare, concepția veritabilă în creștinism referitoare la relația dintre suflet și corp și trup
trebuie să dea seamă sau să includă sau să explice sau să facă dreptate faptului că ceea ce va fi în eternitate pentru fiecare om în creștinism este un trup înviat. Asta e toată dificultatea. Și ultima întrebare. Aici o mână. Bună seara și mulțumim. Numele meu este Cassandra și aș dori să știu cum poate omul modern să fie mai mult spirit și mai puțin materie. Păi uite-te, noi în seara asta cum am fost? Mai mult materie sau mai mult spirit? Spirit. Bet? Mulțumim frumos. Și ultima întrebare. Scurt. Vă rog. Ieri în mass media apare un mesaj al unui doctor, care e un mesaj pentru viitor și spune viitorul lui copil, tată, nu te grăbi să vii pe această lume. Și în acest context vă întreb, care ar fi mesajul dumneavoastră de viitor? Mulțumesc. A message in a bottle. Fiți vii, fiți buni până la capăt. Înainte să terminăm, mai am eu o întrebare pentru Mihai. Mihai. Most wanted, ca să zic așa. Mai știu, mai dar înainte de asta, înainte să-l felicit și eu personal, am o întrebare pentru Mihai și aș vrea să aflu de la el ce ar însemna dacă în acest moment și ce ar simți dacă alături de domnul Patapievici, aici la Ateneul Român, 800 de oameni i-ar cânta la mulți ani. Și aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și să-i cântăm mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Asta nu știu de el. La mulți ani. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. E ziua mea, da. La mulți ani. Felicitări. Cine să trăiască, cine să trăiască. La mulți ani. Asta nu trebuia să... Mihai să trăiască, Mihai să trăiască. Poți să suflu? La mulți ani. Ok. Nu e tocmai felul meu de a sărbători ziua de naștere, n-a fost deloc spiritual, a fost foarte material, dar sunt copleșit. Nu știu cum să reacționez la astfel de momente, decât mulțumindu-vă foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Patapievici. Până la urmă, tot la material, ne întoarcem la o Pavlova cinstită. Deși Pavlova e și mult spiritual, nu e doar material. Horia Bernea spunea, lumea este spirituală prin materialitate. Vă mulțumesc, aplauze, Horia Roman Patapievici. Pentru atâta lumină vreau să-i mulțumesc domnului Horia Roman Patapievici. Splendoare! Cât de important este să știi ce să faci cu lumina, așa și acasă la noi. Nu contează câte lumini aprindem, contează pentru ce le aprindem. Și apropo de lumină, mulțumim Enel și Electripedia, sunt de la prima conferință de anul trecut de aici, de la Ateneu, alături de noi. Au fost pe drumul nostru, prin țară și sunt și astăzi. Mulțumim Enel, mulțumim Electripedia, lumină să aveți, să fiți vii. Și în bunătate, cum spunea domnul Patapievici.